Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Dragii mei, e o dimineață de luni așa mai interesantă, mai altfel decât ne-am obișnuit în weekend. Am luat-o pe Vale. Acum, pe care Vale ai fi luat-o și pe cine am întâlnit, o să ne dezvăluie Rosi și cu Andra. Bună dimineața, Rosi, bună dimineața, Andra! Bună dimineața! O imagine din platou și ia uitați ce am găsit aici. A fost greu, dragii mei, să ne aranjăm așa, pentru că de la 6 am ajuns, nu știu câți, că nu ne-am numărat, dar suntem mulți tare. Și vreau un bună dimineața, se poate, da, cu forță, așa zâncați, ia să vedem. Bună dimineața! Se poate, dragii mei, la probe n-a ieșit atât de bine, dar din a doua ne-a ieșit. Sunt, dragii mei, stați să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 petrile și am numărat bine. Am zis bine? Da. Așa se zice? Nu mă corectează nimeni? Și vă explic imediat de ce i-am numărat și pe cei doi băieți, o să aflăm imediat cum au ajuns aici la Hunedoara 1 TV. Doi băieți care se vede după fețe că nu sunt români, dar să știți că sunt petrileni. Greșesc, doamna profesoară? Nu, acum sunteți petrileni, da? Da. Sunt petrileni. Ei înțeleg românește, probabil vor vorbi mai în engleză pentru a avea un oarecare confort și o să ajungem să povestim despre ei, dar până acolo vreau să-mi spuneți cine sunteți de fapt. Ce scrie la tine pe tricou, Ali? La mine pe tricou scrie Robotics Valley. Uh-huh. Este o identitate pe care am preluat-o cu celelalte echipe de robotică din Valea Jiului, în special Petrila și Petroșan momentan, până și Vulcanul. Mi s-au alăturat și ei, până când ajungem la toată Valea. E o identitate pe care am luat-o supra noastră ca să promovăm ideea de robotică în Vale și să arătăm că putem face ceva și că se numește ceva pe Vale și că viitorul este în robotică. O să vedem. 1, 2, 3 sau invers. Invers se numără. 3, 2, 1, stat! Montați! Cred că vă puteți apuca să ne arătați ce vreți să montați aici la noi, la Dale Dimineții și la final o să vedem, dragii mei, ce iasă. Ei vreau să-l monteze înainte de emisiune, iar eu am zis nu, o să-l montăm în timpul emisiunii. Dăm din casă. Eu am întâlnit pentru prima dată la Bursa Locurilor de Muncă. Așa e, acolo ne-am întâlnit prima dată, acolo v-am cunoscut. Știam de existența lor, de la colegele mele, Petronela, Tomaș și Nicol Lemner, pentru că ele sunt știristele noastre și au scris știri despre acești tineri minunați. Dar eu personal i-am întâlnit la Bursa Locurilor de Muncă, dragii mei, și am fost impresionată atunci i-a făcut propunerea să ne întâlnim în studio și uite că au și acceptat, au și venit greu. David, ne spui cât de greu a fost să te înțelegi cu mine? Poți să-mi dai pe post când dăm din casă? Cât de greu a fost să te înțelegi cu mine pentru această emisiune? Pentru această emisiune, adică cât de greu a fost să comunicăm? Da, 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 da. E bun, pentru că v-am indus un pic în eroare cu numărul persoanelor care urma să intre în platou, dar până la urmă am reușit să ne descurcăm cumva cu câte bai. Tatii mei m-au impresionat cumva, pentru că ne-am stabilit că vor veni 6 și când acolo m-am trezit cu jumătate. E jumătate, dar nu e jumătate, suntem mai mulți. Suntem mai mulți, da. Anul ăsta au venit, cred că toată clasa de a noua B de la liceu, plus de la celelalte litere. Deci suntem foarte mulți anul ăsta. Echipa s-o... Oi, câteodată număr pot să zic. Și am zis că venim 6 și ne-am dublat pe drum, pentru că așa e spiritul de echipă la API. Tot crește și tot crește și nu lăsăm pe nimeni în urmă și aducem cât mai mulți cu noi mereu. Foarte frumos spiritul de echipă, nu s-au lăsat nici pe niciunul în urmă, cumva mi-au forțat mâna și a rezultat ceea ce vedem aici. Avem ceva, se mișcă pe aici, nu știu ce fac băieții ăștia, ceva nu e în regulă. Fa, profesoară, ba, este în regulă. Numele și liceul la care predați. Da, sunt Nicoleta Fândea, sunt profesor de fizică
și mentor al echipei WAFI la Constantin Brunchiș Petrila și responsabil de proiecte internaționale. Am început această echipă în urmă cu câțiva ani, în 2018, inițial cu o competiție CANSAT, unde am ajuns la faza pe țară și acum am auzit de VRD First și ne-am înscris și noi, dar am aflat că la nivel de județ VRD First era o echipă la Hunedoara, deschisă de colegul meu Mircea Nistor. Iar pe parcurs am început să luăm avânt, Decebalul iarăși ne concurează, după care ne-am avut șansa să trimitem liderul de echipă în Statele Unite, atunci când și cei de la Hunedoara au fost în Statele Unite. Și apoi am ajutat celelalte echipe să se dezvolte ca teoreticul din Petroșani, informaticul, Vulcanul și acum am făcut acel robot Israeli, o mulțime de proiecte, astfel încât eu fiind și responsabil de proiecte europene, i-am implicat foarte mult în Erasmus și în alte proiecte STEM, adică am făcut un fel de combinație între proiectele cu incluziune socială și cele de robotică. Și ei au reușit să se dezvolte și să acapareze aceste personalități. Am avut șansa să fim selectați pentru Cambridge, pentru Barcelona, adică în orașe cu renume, prin munca făcută de elevii noștri și ajutorul de la comunitatea alumnii, adică au fost elevi care vin și îi mentorează și ajută pe ei să se dezvolte în aceste programe, pentru că există o mică problemă pe care colegii noștri de informatică o cunosc. La informatică ei nu studiază programele de care au nevoie în robotică. Mă refer de Java sau de Python sau alte programe moderne. Și atunci și noi folosim un comunitate al unii care ne ajută. Adică elevi care sunt studenți deja la robotică sau care au terminat și care vin și le oferă suportul din punctul de vedere. Și cum la deale dimineții dăm mereu din casă, îmi spunea Adi înainte de emisiune, pe cine urmați, cine a plecat, a venit, lămuriți-mă. Tot din Adi, am vorbit doamna profesor Manete despre el, Adi Negoiță, el a fost primul lider a echipei WAFI și a fost primul care s-a implicat foarte mult în echipă și prin multă grea și chinuială a reușit să ajungă și în America. Și acum e o mică legendă, așa în glumă folosim noi la robotică și la liceu, că legendarul adică a rămas în America și mergem pe urmele lui. Încercăm și noi să ajungem în America ca și el, depunem cât de mult efort posibil. Dar specific lucru important al lui Adi a fost că nu a rămas în America. Da, cel mai important lucru e că el s-a întors și pot să spun că cred că mai bine de 99% din echipa WAFI gândește la fel ca și mine, că nu vrem să plecăm, poate chiar că putem forța în cel mai rău ca să plecăm de acasă, trebuie neapărat să ne întoarcem, pentru că noi ne putem construi un viitor aici dacă ne descurcăm și lucrăm împreună și avem sprijinul de la toată lumea. Nu v-a schimit suficient de mult, dar vreau profesoară, eu mi-a promis că fac robotul să mă pudreze pe nas în emisiune și nu mă pudrează pe nas în emisiune. O să vă pudreze, problema este că am fost pe repede înainte, la o altă demo la Hunedoara și se pregătesc pentru un alt demo. Și cred că de asta, dar vă promit în momentul viitor să vă pudreze pe... Am zis că renunț să mă machiați, dar măcar să mă pudrați pe nas. Da. Eu nu înțeleg un lucru, sunteți atât de mulți în echipele acestea de robotică. Care e ideea? De ce sunteți? Cine îmi răspunde la întrebare? Tot tu ești purtătorul de cuvânt. David a renunțat, Einstein, Eminescu, nu ne-au hotărât cine e David, așa, dar după cum vedeți, dragii mei, de la microfon a ajuns la butoane. Face ce face și probabil ajunge acolo unde îi place. Da, trebuie să vă spun un secret, faptul că Adi Negoiță dinainte a ajuns în Statele Unite, a făcut ca șefii de promoție a școlilor generale din zonă să vină la noi și cei de care vă povestesc sunt foștii șefi de promoție de la școlile generale. Și atunci mi-a place să le zic Einstein pentru că se implică, chiar se implică, dacă lucrați cu ei personal, să vedeți, se implică în toate domeniile, și matematică, și română, și fizică, adică nu doar într-un domeniu, deci sunt multilateral dezvoltați, chiar e o plăcere. Și ei, la rândul lor, își aduc alți lideri de echipă care vin la noi. Ceea și cred că pot să fac o parabolă foarte bună cu ce a spus doamna profesoară, că ne implicăm de toate. La noi, la BRD First Tech Challenge, la FTC-ul de România, este un slogan, nu construim roboți, construim oameni. Într-o echipă de robotică, nu construim roboți. Există partea de mecanică unde construiește propriu robotul. Există partea de programare unde trebuie să programeze robotul, să știe să se miște, să se miște singur, să fie controlat din telefon, diferite chestii. Dar pe lângă asta există partea de design, există partea de PR, partea de PR care sunt parte și aia, în destul de sponsor, în
în motivul relațiilor cu celelalte echipe, în relații cu sponsorii, în vorbit pentru evenimente, în organizare pentru evenimente, sunt resursele umane. Deci, să te faci parte dintr-o echipă de robotică, pot să spun că te poate pregăti mai bine decât orice altceva în momentul de față în România, să fii gata de un job. Pentru că te poți implica pe orice ramură și să faci câte puțin din fiecare lucru. Sau să ai un singur lucru și să te dezvolți pe acea ramură. Cum ar fi partea de piață. Foarte frumos! Robotul tău vrea să-ți ia trusa de sculă, nu știu care e ideea. Cine îmi povestește partea de... Eu, la tot ce aveți voi aici, pe, în fața mea, nu vorbim de chestia asta care luminează aici și face tot felul de chestii, o să ajungem și la ea, o să aducem să vedeți. Și în afară de roți, eu nu recunosc nimic acolo. David? Da, o să vă povestesc eu, pentru că deocamdată sunt de care cu principalul. Așa. Prima și prima dată văd că vă sunt de fapt cunoscut de acest tip de roți. Vedeți că arată într-un mod foarte deosebit. Ceva de zăpadă, că tot veniți de la Petrila, cred că e ceva din noi, așa, de tractor. De minerit, asta. Da, ceva, da, mă duce cu gândul în zona aia. Da, într-adevăr, roțile acestea se numesc roți omnidirecționale și sunt total diferite față de cealaltă tipuri de roți pe care le avem noi la mașinile noastre. De ce? Pentru că... Au aceleași dăiașe care se mișcă pe care... Ceva de genul, da, sunt... Sunt gândite astfel încât să poți efectua niște mișcări pe care, în mod normal, nu le poți efectua cu o mașină normală. De exemplu, mișcarea asta de stânga și dreapta pe care poate să facă, da? Vedeți că robotul rămâne orientat mereu către direcția aceea și se poate mișca lateral. Faci un fel de parcare lateral, nu se va de genul ăsta. Da. Deci, folosim roțile astea pentru că au o utilitate foarte, foarte mare. Arena în care ne desfășurăm noi activitatea cu robotul necesită un astfel de tip. Astfel te rezolvi de foarte multe probleme. Dar bun, acum ce face mai concret robotul ăsta, robot pe care țin să menționez că atât de bun suntem când l-am făcut în jumătate de oră, nu este robotul care o să participe la competiție, robotul acela va fi mult mai complex, pentru că trebuie să îndeplinească mult mai multe sarcini, pentru care și o parte autonomă, adică o parte care nu controlăm noi, o parte de 30 secunde, care trebuie să discurce complet singur, cu ajutorul unui senzor și chimia la programatorilor, la autonomia. Deocamdată robotul nostru are un singur braț care poate ridica niște obiecte. Da? Acum, voi vedea acum banda asta de izolat. Încă o dată. Da, acum, ce poate face un astfel de robot? Vă să vă întrebați, ok, voi faceți robotică, dar ce utilitate practică are activitatea voastră? Noi putem demonstra că un astfel de robot poate fi făcut de licei, da? De niște puștani, că practica asta suntem noi. Da? Și un astfel de robot are o utilitate practică și în, să zicem, în domeniul... spune Adi. Mi-e place să fac comparația când din modul ăsta mai simplu, dar nu sunt lucrat. Să zicem, nu, lucrează într-un depozit pentru o firmă de curierat. Și se duce acoletul și îl aduce să fie încălcat sau îl duce înapoi pe stâng. Sau să zicem că scânge gumele, efectiv. Am avut odată un proiect pe reciclare și pe energie verde, în care robotul nostru s-a dus, lua gunoaiele și le ducea la coșul de gunoi respectiv și le va recicla. Și toate acestea, dragii mei, le găsiți pe pagina lor de Facebook. Eu acolo am găsit toate aceste proiecte. Atât de Facebook cât și de Instagram, trebuie să precizez. Și de Instagram și TikTok n-aveți? Da. Și TikTok, păi suntem mai nou avem și pe YouTube, că suntem pe toate rețelele de socializare. Mă simt deja mai inteligentă. Dragii mei, facem glume, zâmbim. Cert este că acești tineri minunați fac tot felul de lucruri, găsesc tot felul de funcții, am înțeles eu de-a lungul timpului, care ulterior ar putea fi dezvoltate pe alte mașinării industriale. Foarte frumos, deșteaptă chestia. Vă primați robot. Aici ce? Bate ceva aici. De când am luat, pot să spun că atrage mai mult atenția decât robotul prevăzut când plecăm pe undeva. Este principala noastră metodă de marketing când suntem în deplasări sau când să prezentăm un proiect. Este logo echipei noastre. Avem echipă mare de puții și o echipă mică de Lego, care momentan încă nu participă în Lego, dar o folosim ca să învățăm pe copii să inițializăm în ceea ce înseamnă robotică, pentru că competiția este cea mare cu robotul de metal și încă o competiție mică cu Lego.
Și mai este logo de la Robotics Valley, imaginea sub care ne-am adunat toate echipele de acolo din zonă. Deci, ca să înțeleagă și cei de acasă, aici sunt, dragii mei, de repet, patru bețe, am văzut eu. Da, bețe. Ca un bețe de elicopter. E un ventilator. Și creează imaginea. E ca și ventilatorul de acasă, atâta care are niște LED-uri pe el. Și în momentul în care se învârte foarte rapid, știți când trec mașinile super rapid pe autostradă cu 200 la oră și jurați că vă udă că e mult pe jos? Nu, și rămâne așa un pic dâră de lumină în spate? Pe același principiu, lasă o dâră de lumină în spate și se proiectează imaginea. Acum vreți, voi ajungem la Iulian, te rog, cum te dai în microfonul, Iulian, azi mine nu mai cânti, tu până în holograma o să cânti, da. În 5 concerte, de ce nu încercați? În 5 concerte diferite o să fie Iulian, de ce nu ți-ai adus microfonul la noi? N-am știut că de bocă, da. Data viitoare salutăm pe doamna Jana și pe domnul Timi, nu se poate, familia Coconet, nu se poate să trecem pe lângă, să nu ia un timp. Iulian a mai fost în studio, nu în ăsta, în celălalt, dar sub o altă formă. Și o întrebare la care te rog să răspund scurt. Cum se împacă folclorul autentic românesc cu robotica? Se împacă bine. Mai ascultăm și populare timp ce consim roboții. Ascultăm? Da, și mai ales acum, fiind sezonul... Da. Din sau colind așa de bine, da. Când, de la când ne spargem cu mii neuroni. Chiar ascultați colind? Deja mă rog. Foarte frumos, dragii mei. Mă rog pe Andra sau pe Rossi să ne facă un semn cât timp mai avem, ca să știu cum să-mi împart timpul, cât mai e. Rossi, mai ajuți? Nu știu. Andra. Am zis că e pe repede înainte și că sunt să reușim să vorbim toți. Fetele lui Ilici au trecut 15, deci mai avem în emisiune. Fetele care v-au însățit și sunt aici, ele au la valiere, așa, cine nu are ia un microfon. Dragile mele, în loc să vă mașiați, în loc să vă distrați, poze, figuri, alea, voi în robotică, cum se împarte viața de unei fete cu robotica? Ne și machiem, ne și distrăm, dar în același timp putem și lucra, pentru că este o pasiune. Tu ce parte, adică care e rolul tău în echipă? Mă ocupam cu partea de media, dețineam și conturile echipei și postam acolo. Bravo! Prietena ta, puteți să spunem? Ce faci în echipa de la Robotics? Este la început, acum... E boboacă, încă... E boboacă. Încă da. Caută. Ți-ai pierdut cuvintele? Trece mai departe. Da. Nu e problemă. Numele, îi spui, poți? Da, servicii Rebecca. Deci am trecut de prima fază cumva. La următoarea emisiune o să și o să cânte. Și aici avem o domnișoară? Pe la lucru. Da. Fotograful echipei și asta e un lucru în comun, viața de femeie cu robotica, cu pozele. Foarte frumos! Aici l-avem pe John Țiclină. Da. Tu te-ai apucat să te joci, te crezi acasă la ce ce faci aici acum, Netaia? Aici am controlat acum în momentul ăsta robotul. Eu voi fi viitorul lider al echipei. Ei, cei doi, sunt a 12 și eu acum sunt nevoit să învăț cam tot ce știu ei. Ești sigur că vrei să învești ce știu ei? Sunt sigur. Am e înțeles. Hobby-ul meu. În ce clasă ești? A 10-a. Ai zis, dar n-am deținut eu. O, ați fai mă ducea asta. Dă microfonul un pic mai departe. Avem aici un alt băiat. Mă numește Adoran, iar rolul meu în echipă este de proiectant și de tot ce ține de imprimante, proiectare, modelare, eu sunt mult. Deci avem și proiectant. Eu sunt tot pe proiectarea și modelarea 3D, sunt la pe Loran, numele meu este Eduard, dar îmi place și mecanica, totodată. Și așa, în ce clasă ești? Tot la 12. O, și tu ești pe picior de plecare și mai avem un băiat. Eu sunt Jean de Adrian și vreau să fiu driver robotului când merg la competiții și ăsta, pe mecanica să controlez roboții. Tu ești frate cu Iulian? Nu sunt sigur.
Nu știu dacă se rude, nu că dacă sunt frați. Dar nu că bună, voi sunteți frați? Nu, 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 nu e doar coincidență de nume. Tu ai doi frați, da. Care știu că amândoi îți urmează pasiunea pentru folclor, mă înșel cumva? Nu. Nu mă înșel, tu ești cel mai mare dintre frați. Da, tu la saxofon avem pe fratele tău mai mic, el e la? Gabriel la orgă și acordion și Ciprian la flăcă și saxofon. Ceva de genul ăla. O să-i avem pe toți trei, vă garantez eu, vă promit solemn că să-i avem în emisiune. Da, profesoară, ajungem la un subiect foarte frumos, dar am apucat să ajungem la el. Avem doi vietnamezi aici, la noi, în platou. El este Ilie, el are la valieră, Ilie are la valieră, și el este Luca, dragii mei. Bine ați venit în România! Da! Da! Deci, da! Do you understand? Yes. Okay, you can talk in English if you want. My name is Ile Lau. I'm from Vietnam. And I'm so happy to be here. I'm I like so much robotic them. Yes. And I took build the robot and to make the program so much. El este Iriel Liam, da, am înțeles bine, e foarte fericit să fie aici, dacă am înțeles bine, și e fericit să facă parte din echipa de robotică, da? E foarte interesant, o să aflăm imediat cum a ajuns în această echipă, iar el este Luca. Luca, tu iubești robotica, îți place robotica? Da, iubesc robotica. Mai aproape din plafonul? Da, da. Doamna profesoară, cred că nu-i chinim, că trece timpul. Cei doi băieți sunt pe trileni astăzi. Da, și de anul trecut i-am întâlnit prima dată, când au făcut parte, ei fac parte din colegiul nostru. I-am întâlnit la școala generală, am vorbit cu ei prima dată să vină la robotică, am zis că să vorbesc cu tatăl lor, iar când a fost valul robotică, am avut ocazia să vorbesc cu părinților. Actualmente, acum ei sunt la liceu, sunt în clasa noua, sunt și elevii mei și atunci am avut ocazia să discutăm despre robotică și atunci discutând cu tatăl lor, am înțeles că tatăl lor este român, căsătorit cu o vietnameză și și-a luat terenul în zona noastră pentru a face o stațiune ecoturistică. Și acum un pic ne chinuim între vietnameză, română și engleză, ca elevii să învețe și, bineînțeles, este foarte bucuros să fie copii aici, cum voi. Și eu vă urez bine ați venit în România, sper să vă și placă, să vă îndrăgostiți de țara asta frumoasă și să rămâneți aici, în România. Vreau să ajungă microfonul la David, dacă se poate, și să ne explice David. David, care e cel mai important proiect pentru tine? Te întreb pe tine pentru că tu mi-ai trimis pozele pe care nu știu dacă le mai dăm sau poți să le dai drumul Anda dacă poți să ruleze pe ecran în timp ce David ne povestește. Ești pe picior de plecare, da? Din da, echipă, pe urma cursurile unei facultăți, ne poți spune sau e secret la ce facultate vrei să mergi? Ce-ți dorești? Unde vei merge, vom vedea. Părinții mei deja încep să vedea, pentru că știu că eu, sincer, nu doresc să merg la facultate, din diverse motive, obiective, într-adevăr. O să mergi la poze. În România vreau să rămân, dacă asta mă întrebați, dar la facultate nu vreau să merg. Vreau să intru în sfera antreprenoriatului și consider că pe toată la legătură în facultate. Poți să-ți schimbi ideea în timpul vieții și eu mi-am schimbat-o, țin să te anunț pe la 40 de ani. Am făcut aceeași alegere ca și tine, acum câțiva ani, nu dăm câți, dar poți să-ți schimbi ideea, nu se știe niciodată. Care a fost cel mai important proiect? Care ție ți s-a părut pentru tine cel mai important proiect pe care l-ai început și dus la bun sfârșit alături de echipa Robotics Valley? Într-adevăr, a spus o întrebare foarte dificilă pentru că fiecare proiect a adus într-o oarecare măsură sau contribuit la dezvoltarea noastră ca și echipă și la dezvoltarea mea ca și individ. Mie cel mai mult mi-a plăcut proiectul numit ODE sau Observatorul de Informări și Exclunării.
pentru că am dat dovadă de adică am întâlnit niște oameni care au dat dovadă de un profesionalism extraordinar. Cine sunt oamenii? Nu le mai știu numele de familie, Nicoleta și Andrei, dar așa cumva o să vadă emisiunea cu siguranță să mă recunoască, pentru că eu am ținut cineva mult să ne scrie către ei, deci așa de mult mi-e plăcut de bușii. Și în proiectul respectiv trebuia să luăm un caz social din comunitatea noastră și practic să demascăm sau să arătăm efectele dezinformării pe care le are asupra persoanei respective. Nu o să dau detalii despre persoana respectivă, decât o să spun faptul că suferă de Tourette și adică de sindromul Tourette, care, dacă nu știți, se remarcă prin ticuri involuntare, da? Adică nu se poate controla în nicio formă. Da. Și persoana respectivă suferă din cauza asta. Suferă pentru că este marginalizată în toate modurile. Și noi, practic, am luat rolul unui investigator și trebuie să aflăm tot felul de informații despre acesta, astfel încât să putem demasca dezinformarea din societate. De asta mi-a făcut atât de mult acest lucru. A fost foarte ambasada. Da, și a fost finanța de ambasada din centrul lor. Ce țări ați vizitat? Și eu luăm așa, ați fost la Luxemburg. Ce țări n-am vizitat? Nu știu, spuneți voi că David vrea să-mi spună pe WhatsApp, s-a pus de casă să-mi scrie și eu am încercat să opresc și am zis, spune-mi în emisiune, aici în momentul. Cred că pot să continui un pic întrebarea dinainte cu proiectele. Cred că unul dintre cele mai importante pentru noi sunt proiectele Erasmus, în care ne introduce doamna profesoră. Pentru că până am reușit să vizităm numeroase țări, nu am fost toți în toate, dar prin țările vizitate de noi se numără Anglia, Regatul Unit, Bruxelles, Belgia, Turcia, Grecia, Italia, unde mai? Mulțumesc, Andra. Nu mi-ar luase țări. Nici măcar nu mai ține minte. Nu mai ține minte exact care sunt toate, dar am fost în foarte multe prin aceste proiecte și pot să spun că am cunoscut foarte mulți oameni, am reușit să gustăm din cum e să fii în afara țării, din cum e să fii în străinătate și pot să spun că mie nu mi-a plăcut gustul ăla, vreau am vrut înapoi acasă. Dar pot să spun ce mai mult, a fost important schimbul de experiențe. Ne-am întors acasă cu ce am văzut acolo și încercăm să implicăm. Ne ajută foarte mult și autoritățile locale, dar mergem în oraș, primăria și consiliul local. Și discutăm cu acestea, ne ajută atât prin sprijin financiar pentru a ne desfășura activitățile în cadrul echipei de robotică și cât și să dezvoltăm orașul cu ce am văzut în afară. E destul de complicat să vorbește cineva care tocmai s-a întors din străinătate. Eu am avut perioade din astea în viața mea când am plecat din țară și m-am întors. Mie mi se pare că m-am întors ieri, m-am întors de un an, încă nu m-am obișnuit. E greu să... Am renunțat să mai sper că vom putea aici în România să implementăm ceva de afară, pentru că noi românii suntem diferiți, dragii mei. Dar e patria noastră și mi-aș dori ca voi să rămâneți în țară, mi-aș dori să facem ceva pentru generațiile care urmează, mi-aș dori ca John să poată să aibă ce să învețe cât mai multe de la voi, pentru că, da, într-adevăr, sunteți oameni, sunteți tineri minunați, m-am săturat de știrile cu droguri și vreau să aduc în casele oamenilor, cei care se uită la televizor, să demonstrăm că generația tânără poate să schimbe viitorul acestei țări. Nu doar folclorul, Iulian, Vlad, Rință și mulți alți tineri, Teodora Petruț și mulți alți tineri, uitați, vedeți, avem și tineri care se gândesc la viitorul material al țării, pentru că ceea ce ei fac se pare pentru bani, pentru costurile noastre. Presupun că la asta vă gândiți și vreau să ajungem acolo la mina Petrila, pentru că mai avem foarte puțin timp. Am spus că ăsta e dezavantajul, că am venit toți, nu o să putem vorbi toți. Vrem să ajungem la mina Petrila. 10 minute, mulțumim. Pe scurt, care dintre voi îmi vorbește despre proiectul de la mina Petrila?
Aveți un proiect. Cred că domnul Iov și David am fi cel mai bun să discutăm despre asta. Dragii mei, sunt veterani, dar ce să fac? John, tu vorbești în emisiunea viitoare. Eu poate chiar un pic mai mult, pentru că tatăl meu a fost miner și el a fost unul dintre principalele impulsuri pe care l-am avut eu să dezvolt robotica ca să fie locuri de muncă periculoase un pic mai sigure. Pot să spun că mina în Petra este un colos. Sunt foarte multe emoții când locuitorii Petra se uită la mine. Unii o văd cu tristețe că s-a închis și nu mai au locuri de muncă și bani. Unii o văd cu tristețe pentru că le-au murit rude, familia, apropiată, inclusiv mie mi-au murit rude în interiorul minei. Alții văd ca și speranță, pentru că au venit până la urmă Valea Jiului și s-au stabilit în Valea Jiului datorită pe bunelui. Alții văd tristețe pentru că se dărâmă și nu au grijă de ea. Însă mai sunt și cei care au o viziune și pot să spun că noi de la echipa de robotică avem acea viziune. Când ne uităm la mină și vedem totuși, încă vedem viitorul Valea Jiului acolo, pentru că chiar și dacă s-a început demularea acesteia, au venit oameni care s-au implicat, oameni cu dragoste față de zonă, față de Valea Jiului, au răsalvat ce-a mai rămas din mină și în momentul ăsta se dezvoltă și au loc numeroase activități, proiecte acolo, de la concerte în partea care nu aparține robotica minei până la competiții de robotică. Anul acesta am reușit să organizăm și noi sub sigla Robotics Valley, un meet league cu colegii noștri din Petroșani, care o să aibă deschiderea la Mina Petrula, la Robotics Valley. Acolo o să fie hub-ul central pentru Robotics Valley. Foarte frumos! Iar hub-ul, dar nu asta aveți la Valley. Da. Iar hub-ul are ca destinație transformarea acelei zone într-un smart city, motiv pentru care suntem implicați într-un proiect de twin cu Smart City, unde ei pot să colaboreze cu colegi din alte zone și acolo mi se pare cel mai important acest Smart City, unde Asociația Voilujii Implicat se implică foarte mult în dezvoltarea acelui Smart și acolo avem ajutorul și europarlamentarului Ferreira, care când a fost la noi și a vizitat zona, i-a plăcut foarte mult ideea. Doamna Ferreira, au fost de acord să spunem Mătușa Ferreira, pentru că am insistat eu că e ca o mătușă pentru noi și a spus că atunci noi suntem toți nepoții din Valea Jiului. Și nu numai doamna Ferreira ne ajută, mai este și domnul Șiștof, tot din Consiliul European, care s-a întregostit și el de mulți noștri de acolo din Valea Jiului și ne susține și ne ajută cum poate. Ce pot să adaug iarăși la hub-ul de robotică? Nu cred că în sala asta, în momentul de față, un patriot mai mare ca mine. Și pot să spun că mă doare fizic când îmi spun rudele și cunoscuții că eu am plecat din vale și din țară pentru că nu văd viitorul și nu vor să se mai întoarcă pentru că nu le place. Și fix asta m-am ambiționat să vreau să fac Valea, să-i oblig să vin acolo, pentru că acolo o să fie viitorul și fix acolo o să fac mai mulți bani. Vreau să-i oblig să se întoarcă înapoi fix pe oamenii care au zis că nu vor să se mai întoarcă, că nu le mai place. Bravo, Adi, și sper să ți iese, mi-a dat lacrimile, un copil ăștia mă fac până la urmă să... Și le-am zis să stai aici despre mine. Am văzut-o pe doamna Intotero, doamna ministru, alături, într-o poză alături de David și ministrul energiei a fost la voi. Hai, David, curaj, povestește-ne despre miniștrii care v-au vizitat. Ce care i-am vizitat. Da. Și pe care i-ați vizitat? Deci prima și prima dată noi l-am vizitat pe domnul Burduja, în momentul care era ministru tehnologiei, dacă mă știu. Digitalizării. Ministrul digitalizării, în adevăr. Când am avut o vizită la Banca Mondială. Da. Tot în București. Și am profitat de această ocazie de vizită la Banca Mondială și am vizitat și pe domnul Burduja. Domnul Burduja a fost foarte, deci foarte, foarte încântat de activitățile pe care le desfășurăm în cadrul echipelor de robotică. Și a venit și la noi, în momentul în care era tot ministrul digitalizării. A doua întâlnire a fost în momentul în care a devenit ministrul energiei și a vizitat mina din Jivezen, care este tot în Valea Jiului. Și dumnealui a venit să le viziteze iarăși la Petrila. Vizită care a plăcut iarăși foarte mult. Și cu această ocazie am avut oportunitatea să întâlnesc și pe doamna ministra familiei, care ne-a invitat la Timișoara, dacă nu mă înșel, la Zilele tineretului. Zilele tineretului. Corect.
Cu o zi înainte, noi am fost alături de doamna ministră la inspectorat, știam că a doua zi veți merge, de aia ți-am și spus nu te mai chinui să-mi scrii, pentru că chiar dacă nu pare sau poate nu sunteți prezenți în toate jurnalele de știri, să știți că mass media județului Hunedoara e cu ochii pe voi, pentru că sunteți mândria județului Hunedoara. Eu vă felicit în mod personal și eu, dar și colegii mei, așteptăm să ne creați ceva pentru televiziune, nu știu, poate ne creați vreo bine vreo idee. Da, mai avem o știre să vă spun pentru liceu, apropo de doamna ministru, avem un elev care a terminat liceu cei 4 ani cu 10 și a intrat la 4 facultăți cu 10, ales până la să meargă la Cluj, iar fratele lui ne va reprezenta cu cinste județul în Jocurile Olimpice de la Corea. Da. Are numai? Da. Kevin Alexa. Am făcut o campanie pentru a strânge bani să poată să-și ia Sania. Din nou, ca să arătăm că talentul trage la robotică, este și în echipa de robotică și chiar dacă pasiunea mea principală este Sania, sportul, tot ne ajută și pe noi când poate și cum poate. Am încercat toți acești elevi neacomunist pe care avem la școală să-i avem în echipa de robotică. Mai avem un francez în echipa de robotică care a luat locul de pe țară la Olimpiadă, dar care acum n-a venit, că se numai chemă pe toți că e prea mare echipa. Da, iar și tot felul de români, francezul e de român, practic, o locuit în Franța, au venit înapoi la mine la robotică. La fel și cu verișoara lui, o locuit în Italia, au venit înapoi în țara mea la robotică. Verișoara lui cine? A lui Zita. Da. Foarte frumos! S-a simțit rău de aia n-a venit, a spus că foarte frumos! David, nu scapi, că tu și așa pleci, vreau să ne promiți aici în direct și tu și Ali și Eduard, Edi, care mai sunteți adăștia și Loră și Raluca, vreau să-mi promiteți, rămâne emisiunea Martor, veți rămâne alături de prietenii voștri de la Robotics Ready. Haideți să fac cu mă las pe inima. Nu poate să încapă în duele. Întrebarea este dacă o să scape ei de noi vreodată. Dar eu vreau să-l aud pe David cum spune că va rămâne așa. Da, rămâne cu siguranță. Ideea e înfermător că noi după ce terminăm clasa 12 ani rămânem activi în cadrul echipei de robotică, numai că nu suntem membri, se numesc alumni. Încă nu să mai aveți voie să participați la concursul. Da, dar noi o să ajutăm în construirea robotului. Nu o să construim noi robotul, dar o să ajutăm membrii care sunt activi. Am înțeles. Dăm din casă, nu scapi. Sunt ochii pe tine ca pe butelie, că pe următoarea emisiune nu te mai prind. Ai luat lecții să știi ce să zici. Dar putem chema, nicio problemă. Îl putem chema? Sigur. Și chemăm și pe Negoiță, pe celălalt de la București. Ar fi foarte frumos. Da. Ai zis că vrei să devii antreprenor. Poți să ne spui ce vrei să te faci când vei fi mare? Bună, ok, în ce domeniu? Cu siguranță tot în domeniul tehnologiei, pentru că deja am oprit ceva trebuie. Cine știe, poate chiar pe robotic. Știi că eu am întâlnit un vopsitor auto care a devenit bucătar, adică e șef și gătește. Raul Vasiloni a fost din Hunedoara vopsitor auto și astăzi este bucătar șef. Șef, deci că bucătar e... Vedeți previzibilitatea vieții. Deci s-ar putea să-ți schimbi... Poate ajung și-o președinte. Mai avem 5 minute. Mai avem 5 minute în care trebuie să-i convingem pe oamenii de acasă. Pe oamenii de bine, pentru că sunt foarte mulți oameni de bine, care au puterea financiară și iubesc Valea Jiului. Cu ce cuvinte ați vrea voi să-i impresionați să vină cu bănuți, fraților, că până la urmă copiii ăștia au nevoie de bănuți, vă spun eu românește. Cum îi convingeți pe oamenii, pe antreprenori, să vină cu bani către voi, să vă ajute să puteți să duceți mai departe proiectele voastre? Adine, scuze, am văzut că vreau să zic ceva. Vreau să spui, rog, cum am reușit să avem rezultate anul trecut, pentru că e posibil cel mai important. Cu asta vreau să mă leg. Deci noi am reușit anul trecut să luăm locul 1 pe partea de Connect, un premiu din cadrul competiției noastre și să ne asigure locul la națională. Am fost în anul acela la celelalte echipe să mă interesez de bugetul lor și noi cu cel mai mic buget din toată competiția am reușit să luăm locul 1 prin faptul că am improvizat
că am reciclat și că am folosit tot ce avem, absolut tot, de la oameni, la piese, la proiecte, tot am folosit și refolosit și am tot împins înainte și am reușit cu minimul să luăm locul 1. Bravo! Asta nu înseamnă că nu aveți nevoie de bani. Deci talentul există. Ce vreau să zic acum, fix pentru că am reușit anul trecut să avem asemenea rezultate, sunt un pic mai calzi și mai deschiși cu oamenii să ne ofere sprijinul ăsta financiar. Și anul ăsta vrem să avem rezultate mult mai bune. Ne-ați întrebat cum putem să-i convingem pe români să investească în noi. Acum știu că nu tot sunt la fel, dar foarte mulți dintre români au ideea asta că suntem mai buni ca vestul și că hai să fim mai buni ca vestul. Eu am început să zic chestia asta și îmi place să o tot zic mereu când am ocazia. Dacă americanii au Silicon Valley, noi o să avem Jules Valley. Și o să fim mai buni ca americanii aici, în Valea Jiului. Să avem și noi un Jules Valley pentru toată Europa. Dragii mei, încă o dată, bravo, Ali, felicitări vouă tuturor, felicitări și celor care nu sunt astăzi alături de noi aici în platou. Ca profesoară, vă doresc multă, multă sănătate și putere de absorție a noilor caractere care vin către dumneavoastră. Presupun că nu e ușor să schimbați odată la 4 ani generații de caractere, că până la urmă asta, cred că, până pe când vă obișnuiți cu figurile unii din ceilalți. De-aia am ajuns pe tine să vadă cum e, să știe ce așteaptă, pentru că chiar e diferență între a 12-a și a 10-a. Deja avem așa o pauză de a 11-a, dar cu ocazia asta vreau să mulțumesc întregului colectiv de cadre didactice care ajută, pentru că performanța asta nu puteam face și fără colegii mei, care îi mai stresează cu materia și așa mai departe că trebuie și cu care obțin performanța cu ei, da. Te rog să-mi dai panca de aia, să nu zânați adus-o de gaba. Ce este asta? Aveam noi o provocare la națională. Dacă veneai la noi la stand, și făceai 15... Și făceai 15 flotări sau 15 bagi săptărilor, am uitat cum se traduce, cu greutatea, primeai un sticker cu Wafi musculos. Asta este echipa noastră, Wafi, și asta este mascota noastră, un raton mov. Și cu majoritatea făceam sală, am zis să avem și o provocare legată de sală. Ne-am cărat tocmai din Petila până în București cu fontă după noi de 2 ore ca să avem provocarea asta. Și m-am întrebat cum se cară cu așa ceva după ei, dar vreau să vă spun că competiția... Pe spate se văd toate stickerele de la Națională. Acestea sunt toate echipele cu care am participat la Națională anul trecut. Foarte tare, mulțumesc, Rosi! Dragii mei, așa? Și să știți că a fost bătaie pentru acele stickere și au venit foarte multe fete care au făcut flotări. Au făcut fetele flotări și au făcut sticker cu fontă ca să primească sticker, că li se părea trecut. O venite de la... Nu fac, dragii mei, nici flotări. Eu vă iubesc. Au venit fără sticker. Gândiți-vă că au venit de la liceu militar și s-au putea să facă flotări mâini să primească mai multe sticere. Dragii mei, din păcate, timpul nostru de emisie s-a scurs. Exact cum a spus, e foarte scurt când suntem mulți și când sunt foarte multe proiecte despre care vrem să vorbim. Și da, eu vă felicit în mod personal pentru tot ceea ce faceți acolo la Petrila. Eu îmi doresc din suflet să mutați Silicon Valley la Petrila. A primit sticker? Da. A primit sticker, nu pot să cred! Vă promit că o să ajungă aici lângă celelalte cadouri pe care le primesc. Și pe această ediție limitată de Crăciun. Și eu care iubesc Crăciun. Îl pun pe telefon. Uite, vă promit că să vă port pe telefon. Vă urez, ce să vă urez, multă putere, multă răbdare. Vă doresc, bine ați venit în România, sper să vă adaptați și să preluați de la acești tineri frumoși părțile bune și să duceți mai departe tot ce ei au creat. Pentru că ceea ce, pe lângă toți roboții și pe lângă toate proiectele și pe lângă toate întâlnirile și țările pe care le-au vizitat, dragii mei, acești tineri minunați au format acolo, la Petrila, o frumoasă echipă.
o echipă care a reușit să mă convingă astăzi că da, România are viitor. Alături de noi și de acum până la sărbătorile de iarnă rămâne brutăria Mercurian. Toți invitații mei vor mânca cozonat de la brutăria Mercurian, așa cum știm, sunt delicioși, o să primim și alte produse de la ei. Dragii mei, până aici vă invităm să ne filmați proiectele care avem de desfășurare. Avem două proiecte pe energie verde, motiv pentru care am achiziționat un dispozitiv să facem compost și vrem să educăm elevii că resturile alimentare nu trebuie aruncate, ci le putem transforma în compost. Foarte frumos, nu vă promit că vin să vă filmez, că nu mi-ajunge timpul. Da, dar pot să vă promit că dacă voi vă ocupați și trimiteți materiale, eu pot să-i conving pe cei de acasă că voi acolo la Petrila faceți lucruri. Urmează acum să finalizeze. Asta pot să vă promit. Da. Vă urez sărbători liniștite. Urmează sărbătorile de iarnă. Vă urez sărbători cu pace în suflet alături de cei dragi. Voi, cei care plecați mai departe în viață, vă doresc mult succes în ceea ce urmează. Voi, cei care veniți din urmă, hai, John, să te văd, așa, nu te lași, așa. E foarte amuzant că pe John l-am adus din Nimereală la echipa, da. Ne-am întâlnit cu el din întâmplare la un proiect în care au venit în locul altuiva care se îmbolnăviți și nu puteți să vină foarte, nu? Atunci la mine. Da, John normal nu trebuia să vină. Ne-am întâlnit în întâmplare. Da, dar era într-un proiect de rază. Era, dar nu era cu robotica. Eu cu John mai aveam tangențe de prin clasa a doua, de foarte mult timp, dar s-a făcut un timp legătura. Și l-am văzut atunci și am zis, hai cu noi la atelier. Și-a venit cu noi la atelier și a rămas cumva și a ajuns acum să atragă centrul atenției și să rămână viitorul lider al echipei. Vă putem trimite materialul care l-a făcut pentru când a fost în Turcia, John, pe tema refugiaților, care a fost fericit, ne-a felicitat și cei de la Națiunile Unite. Exact cum am spus, noi la matinal, la dale dimineții, asta ne dorim, să facem parte din comunitate și comunitatea să facă parte din echipa noastră. Eu aștept materialele de la voi. Aici va trebui să ne luăm la revedere, dragii mei, și eu aș mai exista cu ei, sunt minunați. Insist pe idee. România are viitor. Mâine dimineață, la dale dimineții, dragii mei, folclor. Și spun doar un nume și cred că e suficient. Adrian Lucaci. Rămâneți alături de noi și nu uitați. Iubiți, zâmbiți. Fiți fericiți, așa cum spune Corina. Iar eu, până mâine dimineață, nu pot decât să vă doresc și să vă iubesc și să vă dăruiesc toată dragostea mea. Vă pupă!